Sănătate, prieteni, și bine v-am găsit! Vrem să testăm împreună astăzi două mașini cu impact. E vorba despre șurubelnița și cheie cu impact tangențial SIW 4-22. Ca și prindere folosește patrat de 1x2. După cum vedeți aici folosește noi acumulator Nuron, platforma nouă Nuron. Înfiletăm și desfiletăm ancore de fixare în beton. Ancorile acestea se pot refolosi până la 30 de ori, scutind astfel o grămadă de materiale și de timp, care până la urmă ne ajută pe toți. Haideți să mergem mai departe. De data aceasta facem ceva găuriri cu mașina SID 6-22. După cum vedeți, în lemn găurește foarte bine. Șurubelnița aceasta cu impact tangențial vine cu prindere hexagonală interioară. Vine cu un inel de lumină LED în jurul mandrinei pentru o vizualizare mai clară, fără reflexii asupra zonei de lucru. Mașina are doar 137 de mm din față până în spatele mașinei și e foarte compactă, dar în același timp, așa cum știți, toate mașinile de la Hilti au extrem de multă putere și sunt făcute ca să dureze în timp și foarte ergonomice, dar și foarte fiabile. După cum vedeți, mai găurim, mai testăm aceste burghie și nu numai burghiile le testăm, testăm însăși mașina ce pot să facă. După cum vedeți, merge foarte rapid. Repet cumva de două ori lucrul acesta pentru că merge. Am testat în ultima vreme multe mașini și îs încântat. Deci cumva ideea e o reușită de la Hilti să ducă la un alt nivel mașinile sale prin noua platformă Nuron, ceea ce ne încântă. Spuneam de inelul acesta cu LED luminos, are 3 viteze, mașina de găurire și înșurubare. Mașina merge până la 3600 de rotații pe minut, dar îi selectăm pentru fiecare aplicație în parte viteza necesară, nu pentru o aplicație mai mică, pentru una mai mare. Și după cum vedeți, se descurcă foarte bine. Spuneam, sunt încântat și mulțumit în același timp că, măi, tot scule premium și nouă ne plac scule premium, chiar dacă se obțin mai greu, chiar dacă sunt mai scumpe, dar aceasta e o garanție că în anii care vor veni nu vom avea probleme. Vă doresc multă sănătate!